Nu e problemă, stai liniște. Știu. Stai mă, când trebuie. Oh. Le vrei tu? Ia, uite de pe ele până încep treaba. Hai, uite de pe ele. Hai, fi. Da, mă. Da. Îl dăm pe buzonet. Ce să mai mă? Atunci când ai propria ta grădină, mai mică sau mai mare, poți să cultivi propriile legume, inclusiv ecologic, pomi fructiferi și ierburi aromatice. Hectarul.ro te ajută cu fertilizanți și tratamente de ultimă generație. Gata? Vezi acolo dacă se învârte bandă. Încep când o vin. Când o vin. Sunt arbitrii. Cu tapa e. Cu plăcere. Vrei să nu înjur că sunt live. A ajuns pe fundală. Te știu, te știu. Bună ziua, bun găsit la un nou episod fotbal, să spunem așa. Astăzi avem întâlnirea de la Râmnicu Sărat, un veritabil derby al acestei play-off. Echipele clasate pe primele două locuri ale ierarhiei. Întâmplarea face ca cele două echipe să fie buzoiene. Este vorba de Olimpia Râmnicu Sărat și Metalul Buzău, ocupantele locului 1, respectiv 2. Cele două echipe deja s-au aliniat la centrul terenului. Acum salută publicul și vom trece la prezentarea celor două formații care se vor înfrunta astăzi. Așadar, Metalul Buzău astăzi, echipament galben, va evolua în formula 25, Angel Dinu, numărul 9, Florentin Pulu, 13, Sebastian Ginga, capitanul echipei, numărul 15, Ștefan Nedelcu, cu numărul 3, Mihai Daniel, cu numărul 17, Marco Antonio, cu numărul 70, Alin Manea, 99, Claudiu Borfioneanu, 98, Sorin Mănăilă, 10, Marius Sudorică și cu numărul 28, experimentatul atacant, Sergiu Arnăutu. Rezerve pentru Metalul Buzău, Constantin Mihaescu pentru postul de portar, Mario Chirpac, Andrei Ciarul Secund și Ștefan Leu, antrenor portar. De asemenea, Dan Păun, fostul jucător al Metalului, îndeplinește funcția de delegat și team manager. De partea cealaltă, în echipament albastru astăzi,
Formația Clubului Sportiv Municipal Râmnicu Sărat, nimeni alta decât liderul seriei, începe cu Costel Toader, numărul 1 în poartă, apoi Silvian Calotă, numărul 20, Dragoș Aușel, numărul 4, capitanul echipei, Marius Ioniță, numărul 6, cu numărul 98, Tudor Năstase, cu numărul 8, Bogdan Danciu, marcatorul golului din etapa trecută, prin care Olimpia a învins pe Aerostar Bacău, cu numărul 2, Dănuț Oprea, numărul 10, Ionuț Roman, 11, Mădălin Socol, 7, Matei Constantinescu și cu numărul 80, Andrei Ignat. Rezerve pentru formația râmniceană, cu numărul 23 în poartă, Costin Râpeanu, 24, Claudiu Băciuț, 17, Dorin Surugiu, 27, Dorin Burlacu, 21, Petre Mihalache, 15, Cosmin Ionescu, 18, Claudiu Ionescu Racovițeanu, numărul 14, Cristian Tănase și cu numărul 5, Fernando Mateo Tanasele. Pe banca tehnică a formației gazdă se află Marius Stârilă, antrenor principal, și delegatul Iulian Grigoraș. De asemenea, Ionuț Mândoiu, fostul jucător al Olimpiei Râmnicu Sărat, îndeplinește funcția de antrenor secund. Jocul așadar a început de câteva secunde, suntem în minutul 1. Ignat acum încearcă să-l lanseze pe coechipelul Sorou Roman, dar iese foarte bine Ginga. Și acum balonul este acompaniat în afara terenului de către Marius Ioniță. Nu iese. Râmnicenii decid să nu lase balonul să iasă. A venit și Micuța, Galeria Metalului Buzău. Micuța, dar inimoasă, Galeria Metalului Buzău. Prezentă și etapa trecută pe teren propriu la meciul cu Unirea Braniștea. Ea este formată din câțiva puști pasionați, însoțiți de o tobă. Jocul este oprit în acest moment, Costel Toader execută o lovitură liberă, încearcă pentru a întrei Ignat, dar balonul iese direct afară. Spuneam, cele două echipe care se înfruntă astăzi ocupă primele două locuri în ierarhie. Evident, fiecare speră la un rezultat pozitiv. Este prima dintre cele trei întâlniri între cele două formații. Se vor întâlni de două ori la aici, la Râmnicu Sărat, și odată la Buzău. Primul duel așadar din play-off-ul actualei ediții. Miza este ocuparea la final a primului dintre primele două locuri, care duce la accesul în faza următoare, în semifinale. Se va juca în sistem încrucișat, 1 cu 2 și 2 cu 1, cu seria de Moldova, seria 1, o serie foarte disputată între Suceava, CSM Bacău, Rădăuți și Ceahlăul Piatra Neamț. Arbitrii acestui partid, Ioniță Eduard din Tulcea, la centru, Alexandru Filip din Constanța și Ionuț Erhian din Megidia, observator pentru arbitrii, Laurent Vareș din Sfântul Gheorghe și delegat de joc Dragoș Ionescu din București. Încearcă formația râmniceană să construiască, acum este o angajare pentru numărul 88, Năstase. Acesta pasează către Roman, capul limpede de la centrul terenului. Să vedem acum încercarea pentru Ignat, dar acolo respinge din nou foarte bine Ginga. Un fault acum pentru formația gazdă, admonestații cei de la Metalul și de către publicul spectator, destul de numeros public spectator astăzi la Râmnicu Sărat. Yeah.
S-a executat lovitura liberă fără probleme. Ginga respinge. Este acolo Tudorică. Roman se luptă cu această Tudorică. A fost duelul de carilor câștigat de către Tudorică și acum faulta asupra lui Borțoneanu. Din nou jocul oprit în acest moment. Spuneam în spatele porții lui Cosel Toader, undeva la peluză, într-un colț, se află și micuța galeria metalului, cei 5-6 puști, care au fost și etapa trecută, aflați la prima lor deplasare, practic ei fac botezul în acest domeniu, aș putea spune, al deplasărilor. Acum Arnăutu pasă pentru Mihai Daniel, pasă spate către Borțoneanu și o încercare de șut de la distanță nereușită, acolo respinge Calotă, care încearcă să-și angajeze un echipier, dar nu reușește. O nouă încercare pentru Metalul Buzău, respinge foarte bine acolo numărul 4, capitanul formației Dragoș Ceaușel, apoi balonul a trecut pe la Danciu, acum se ajunge la Arnăutu. Foarte bine se luptă acolo numărul 7, Matei Constantinescu se recuperează și balonul este liniștit acum de defensiva formației râmnicene. A fost acolo Oprea Dănuț, acum Marius Ioniță, pasă pentru același Oprea Dănuț, zis Lupul. Dănuț o prepasează pentru Danciu Bogdan, care oprește bine balonul și încearcă o angajare în adâncime. Acum numărul 88 la balon, același Năstase, pasă pentru Danciu, Danciu angajează un coechipier. Și mare ocazie, mare ocazie pentru Olimpia Râmnicu Sărat. Suntem în minutul 6 al partidei, prima mare ocazie pentru Olimpia Râmnicu Sărat. O ocazie foarte bună, o ocazie cu adevărat mare de gol. A fost prima acțiune ofensivă mai consistentă a gazdelor, care au trecut foarte aproape de a-l învinge pe portarul Dinu. Rămâne însă așadar în minutul 7 scorul de 0-0. Acum din nou Danciu centrează pentru Ignat, însă balonul este respins. Oprea își face balonul pentru șut, șutează însă peste poartă. O acțiune frumoasă a formației râmnicene, care a animat tribunele. Suporterii gazdelor își încurajează echipa, au prins momentul bun. Să vedem acum ce va urma. Din nou Danciu, unul dintre jucătorii care au participat activ la faza respectivă de atac. Acum Toader foarte bine pentru numărul 88 Năstase, pasă pentru Ignat, reprimește Năstase din prima pentru numărul 10 Roman. Roman este urmărit de Borțoneanu, să vedem ce soluție va alege. Driblează Roman scurt, pătrunde în careu, centrează și este au de poartă. Se pare că râmnicianul a centrat într-un coechipier. O nouă fază care a arătat bine pentru formația din Râmnicu Sărat. Acum când am intrat în minutul 8, scorul rămâne în continuare 0-0. Un fault acum în favoarea formației buzoiene. Executat acolo Ginga, acesta își
ia adâncime, cum se spune. Probabil va degaja lung, va încerca să-și angajeze un coechipier, să vedem. Vine Tudorică, însă Ginga lansează în adâncime pe Arnăutu. Respinge foarte bine Dragoș Ceaușel acolo. Marcu și cu Daniel Mihai Conti combină bine. Acum să vedem Arnăutu. Manea pasă foarte bună pentru Puiu. Pe partea stângă, centrarea lui Puiu. Respingere greșită și numărul 98, centru șut foarte bun, însă respins foarte bine, a intervenit acolo un fundaș al formației râmnicene, care a respins din fața porții goale. Iată că și Metalul Buzău răspunde cu ocazie mare la ceea ce a propus formația gazdă. Avem primul corner al Metalului de pe partea dreaptă în direcția lor de atac în minutul 9. Se bate scurt Borțoneanu pentru Tudorică la marginea careului, acesta cu privirea sus îl găsește din nou pe Borțoneanu, centrare respinsă foarte bine acolo. Acum Tudorică centrează de asemenea către Arnăut, acesta așează pentru Marcu, să vedem ce va urma. Marcu nu șutează și pierde până la urmă balonul, care este recuperat de formația gazdă. Acum Ignat îl are în față pe Matei Constantinescu, încearcă să-i paseze, însă este acolo foarte bine Tudorică, care se repliază. Din nou Tudorică, între timp a ieșit și soarele aici la Râmnicu Sărat. Vreme capricioasă în județul Buzău astăzi. Când este soare, când plouă, când picură, când este pur și simplu înnorat. La margine cei doi antrenori, atât Marius Târâlă cât și Valistan. Să vedem acum angajare pentru numărul 80. Ignat, acesta prea foarte bine! Încearcă o execuție pe poartă, dar șutele se deviază și portarul Dinu prinde fără probleme. Să vedem mai departe, acesta își va angaja cu siguranță un coechipier în adâncime. Pune balonul jos și probabil că va degaja lung. Exact așa se întâmplă. Degajarea portarului Dinu. Foarte bine, acum intervine Dragoș Ceaușel, este acolo Roman în duel cu numărul 98 Borțoneanu. Acum o pasă bună pentru Puiu. Acesta mai departe cu capul pentru numărul 98 Mănăilă. Și faza rămâne fără pericol. Foarte bine respinge acolo Nedel cu Ștefan către Alin Manea, acesta prea bine, pasează către Mănăilă pentru Tudorică. Din prima Arnăutu, foarte spectaculoasă respingerea lui Ignat, dintr-o foarfecă și acum Constantinescu care este faultat. Din nou faza Metalului Buzău, acum evită jucătorii buzăini niște intervenții energice ale gazdelor. Tudorică pentru Mihai Daniel. Tudorică reprimește de la Arnăutu. Acum Borțoneanu cu privirea sus caută un coechipier, din nou Mihai Daniel. Centrare Arnăutu, foarte bine pentru Marcu, care va centra probabil, da, într-adevăr centrează, dar acolo este foarte bine Oprea. Acum Matei Constantinescu deviază mai departe până la Roman. Să-l vedem pe tehnicul mijlocaș al celor de la Râmnicu Sărat. Acesta îl angajează pe numărul 80, Ignat Andrei, dar balonul lovește în călcâi pe jucătorul Olimpiei și iese în aut. Borțoneanu pasează pentru Ginga. Acesta mai departe pentru Mihai Daniel. Foarte bine intervine acolo Dragoș Ceaușel, pasează cu Oprea, acum Danciu. Danciu Bogdan, unul dintre cele mai bune produse ale buzăienilor din ultimul timp, acum lăsase pe partea stângă, centrează la firul ierbii, dar acolo respinge Borțoneanu. Tudorică, din nou Borțoneanu, pasă pentru Mihai Daniel.
încercare de angajare pentru Arnăutu și balonul ajunge acum la Marius Ioniță, care pasează unui coechipier, acum este la balon Oprea, pasă pentru numărul 10, Roman. Roman schimbă cu Năstase, nu a fost cea mai grozavă pasă, însă jucătorul Olimpiei a recepționat cum trebuie. Acum numărul 6, Ioniță, pasă pentru portarul Toader, care le indică coechipierilor modul în care va urma faza și acum nu este foul la această fază, după cum nici la intervenția lui Roman nu este foul. Din nou Roman pentru Danciu, acesta agață bine la jumătatea terenului și cu privirea sus caută un coechipier, pasează către Ignat, însă acolo este Puiu care se repliază foarte bine și respinge Năstase. Și contraatac acum, numărul 99, Borțoneanu, pasă pentru Mane Alin, din nou Borțoneanu. Cu privirea sus încearcă o centrare, centrează pentru Marcu. Acesta pentru Arnăutu, un șut deviat și balonul ajunge în brațele lui Costel Toader. Ropote de aplauze aici în tribunele stadionului de Râmnicu Sărat, în momentul în care a intrat în minutul 15. Olimpia Râmnicu Sărat, Metalul Buzău 0-0. Din nou Puiu pe partea dreaptă. Pasă pentru numărul 98, Mănăilă. Acum Tudorică pentru Ghinga. Pasă bună pentru Nedel, cu acesta preia bine. Driblează, pasează către 99, Borțoneanu, Mane Alin. Angajare pentru Puiu, însă nereușită. Balonul a fost trimis prea puternic și formația din Râmnicu Sărat va repune de la marginea terenului. Interesant și duelul celor doi portari, Costel Toader și Iulian Dinu. Sunt doi dintre cei mai buni portari din această serie. De altfel, Olimpia Râmnicu Sărat este echipa cu defensiva cea mai impenetrabilă, să spunem așa, a primit cele mai puține goluri. Un atu al formației râmnicene, care cu siguranță reprezintă surpriza plăcută a acestui sezon, cu mulți jucători locali, cu mulți jucători proveniți din propria pepinieră, Olimpia Râmnicu Sărat a luat fiecare meci în parte și a obținut rezultate pozitive, conducând meritat în ierarhia seria a doua din Liga a treia. Acum Puiu încearcă o centrare și un șut, pretențioasă execuție, însă nu chiar departe de poartă. Degajarea lui Costel Toader. Acum Alin Manea pentru Sergiu Arnăutu. Acesta întoarce către Borțoneanu, probabil va schimba partea. Nu, balonul trece în defensivă la Nedel cu Ștefan. Pasa acesta pentru Puiu, foarte activ pe partea stângă. Acesta probabil va centra, nu, întoarce un adversar pe Ignat și pasează la un, prin învăluire la numărul 70, Manea. Corner. Un nou corner pentru Metalul Buzău de pe partea dreaptă în direcția lor de atac. Este acolo Alin Manea cel care va executa. Vine Borțoneanu la colțul scurt, să vedem dacă se va opta pentru o execuție scurtă. Corner, să vedem. Centrare bună a lui Alin Manea, să vedem dacă nu cumva este prea lungă, respinge acolo Bogdan Danciu și un șut semiratat al lui Tudorică și acum o foarfecă, foarte acrobatică această execuție, însă mingea ajunge în brațele lui Costel Toader, care încearcă să-l angajeze pe Ignat, însă degajează prea puternic. Puiu aruncă pentru Nedel cu Ștefan. Mai departe, Ghinga către Mihai Daniel. Deja sunt cunoscute aceste trasee în defensiva Metalului Buzău. Tudorică, Manea,
De la Bolsoneanu către Mănăilă. Acum Mănăilă pasă pentru Manea, încearcă din prima către Arnautu, dar nu reușește. Roman pe contraatac pentru numărul 7, Matei Constantinescu. Dar acolo intervine bine Puiu și trimite la propriul portar. Ginga. Pentru același Bolsoneanu, acum din nou Nedelcu Ștefan. Sorin Mănăilă, din nou Nedelcu. Pasă pentru coechipierul său de linie. Bolsoneanu din nou la Ginga, balonul. Combină cei doi jucători. Bolsoneanu pasă către Tudorica. Acesta cu privirea sus încearcă angajare în lateral către Mihai Daniel, care este surprins în poziție de offside. Foarte promptă semnalizarea de la marginea arbitrului asistent. Rămâne așadar 0-0 acum când am intrat în minutul 20. Balonul este repus de Dragoș Ceaușel printr-o degajare. Alunea, acolo jucătorul cu numărul 11, Madalin Socol. Balonul se ajunge în continuare la Oprea. Acesta încearcă să-l angajeze pe Matei Constantinescu, dar în duel cu Ginga nu are câștig de cauză. Jucătorul experimentat, jucătorul buzoian, reușește să respingă în au de margine. Nu se complică, balonul la Bogdan Danciu, care va arunca de la margine. Nu. Pasează către un coechipier balonul, acum ajunge la numărul 2, Daniel Oprea. Acesta pasează înapoi către Toader, mai departe Ioniță Marius cu balonul la picior și privirea sus încearcă să-l angajeze pe Năstase. Acesta preia bine și încearcă să-și angajeze un coechipier pe Ignat, să vedem. Foarte bine intervine acolo Ignat și râmnicenii rămân sus. Oprea. Intervine foarte bine Marco și acum să-l vedem pe Mane Alin. Arnautu Sergiu. Pasă pentru numărul 98, Sorin Mănăilă, dar intervine foarte bine Ignat Andrei. Și acum să vedem Roman. Balonul este trimis afară intenționat de carul formației râmnicene. Felicitat de Bolsoneanu pentru gestul său. Acuză o accidentare acolo Sorin Mănăilă la o intervenție a lui Andrei Ignat. Acum Puiu către Bolsoneanu, care trimite cu mult fair play balonul către portarul advers Costel Toader în aplauzele asistenței. Un gest foarte frumos și prinde fair play al lui Ionuț Roman, jucătorul cu numărul 10 de la Râmnicu Sărat, a întrerupt jocul în momentul în care un adversar era la pământ. Acum Costel Toader degajează, Marcu intervine bine acolo. La fel de bine intervine și Danciu, de asemenea Ceaușel, Dragoș și acum Roman a încercat o angajare către Socol, dar nereușită. Nedelcu pasă pentru Bolsoneanu. Din nou pasă către Nedelcu, să vedem acesta cu privirea sus și minge la picior. Puiu îl va angaja pe Tudorica, acesta mărește cadența, centrează in extremis. Bună intervenția lui Ceaușel Dragoș. Acolo însă Ignat nu a continuat cum trebuie. Puiu cu privirea sus, să vedem dacă va centra. Într-adevăr centrează bine, centrează, dar acolo este balonul respins. Acum Roman așează foarte bine pentru Bogdan Danciu, care trimite în aut. Este un coechipier său la pământ, este vorba de fundașul central Marius Ioniță și jocul este din nou întrerupt.
se ridică în cele din urmă fundașul râmnicean, încurajat de portarul Toader și capitanul Danciu. Și acum puiul pasează din nou către Borțoneanu, care va trimite probabil din nou portarului advers. Așa se întâmplă. Din nou aplauze în tribunele stadionului din Râmnicu Sărat. Și acum Năstase. Pasă foarte bună pentru Ignat, acesta cu balonul la picior pentru Oprea. Greșeală, este Borțoneanu. Arnăutu pasează foarte bine pentru numărul 10, Tudorică. Acesta ezită și pericolul este îndepărtat cel puțin pe moment. Oprea pasă pentru Năstase. Ignat se bate foarte bine acolo, Matei Constantinescu, și reușește să recupereze. Să vedem ce se va întâmpla. Fault! Fault al numărului 99, Claudiu Borțoneanu. Da, ambele formații nemulțumite, fiecare acuză câte un fault anterior. Fault fără doar și poate al jucătorului de la Metalul Buzău, care primește și cartonaș galben. Și acum lovitură liberă pentru formația râmniceană din terenul advers. Este acolo Ionuț Roman cu privirea sus. Probabil va urma o centrare. Au urcat acolo înalții Marius Ioniță și Dragoș Ceaușel. Este de asemenea și Matei Constantinescu. În zidul buzoian doar Alin Manea în acest moment. Centrarea lui Roman. Preia bine numărul 7, Matei Constantinescu, care încearcă o centrare, dar nereușită. Balonul îi revine și acesta încearcă să dribleze, driblează. Numărul 88, Năstase, centrează fața porții și balonul este respins în corner. O ușoară degringoladă în defensiva Metalului Buzău în acest minut 26. Gazdele au cerut și penalti la o intervenție asupra lui Matei Constantinescu, însă nu a fost vorba de așa ceva. Corner de pe partea stângă în direcția de atac a formației râmnicene. Este acolo Andrei Ignat. Acesta ridică o mână sus, centrează, însă portarul, arbitrul fluieră și execuția se va repeta. Din nou corner pe partea stângă, execută Andrei Ignat. Același semn cu mâna ridicată, centrară în fața porții, balonul respins. Din nou se cere penalti, din nou Ignat. Fault, da, aici este fault fără discuție. Arbitru aproape de fază, acordă lovitură liberă directă pentru Olimpia Râmnicu Sărat. De la aproximativ 18 metri, ușor lateral stânga. Roman este cel care arestează balonul. Se pare că de data aceasta va urma o execuție directă. Un zid mai serios al celor de la Metalul Buzău, cel puțin 4-5 jucători în zid. Capitanul Ghing acolo și Arnăutu, de asemenea Tudorică, Nedelcu, portarul Dinu la bar își așează zidul. Cu siguranță va fi o execuție directă a lui Roman, care va aștepta și fluierul arbitrului, să vedem. Este acolo Roman, să vedem ce soluție va alege. Șut al lui Roman! Balonul șterge vincul porții și iese afară. Cea mai mare ocazie de gol acestei prime reprize și implicita partidă în minutul 28 pentru Olimpia Râmnicu Sărat. Execuție foarte frumoasă și spectaculoasă a lui Roman. Puțin a lipsit ca Olimpia Râmnicu Sărat să nu preia conducerea în acest joc. Așa rămâne în continuare 0-0 și portarul Dinu se pregătește să degajeze. Degajează portarul Dinu. Foarte lung este acolo Arnăutu. Se luptă jucătorii Metalului cu defensiva adversă, dar foarte bine intervine acolo Ioniță. Marius. Fault acum în
în lateral, undeva în partea dreaptă, în direcția de atac a lui a formației din Râmnicu Sărat, este Matei Constantinescu, cel care a obținut această lovitură liberă. Și lângă balon se află numărul 11, Mădălin Socol. El se pare că va centra în careu. Vin din nou acolo înalții Danciu, Ceaușel, Ioniță. Tot în careu sunt și Roman și Ignat. De asemenea, pentru Metalul Buzău, Tudorică, Borsoneanu, evident Ginga și Nedelcu. Este acolo și Daniel Mihai. Un forcing în ultimele minute ale formației gazdă. Centrare! Și reluare cu capul al lui Marius Ioniță din interiorul careului mic, dar pe lângă poartă. Da, s-au cam înmulțit ocaziile mari de gol la poarta Metalului. O perioadă de joc bună pentru formația din Râmnicu Sărat, acum când am intrat în minutul 30. Scorul rămâne în continuare 0-0, dar au fost două momente foarte dificile, aproape critice la poarta echipei buzoiene, trecute însă cu brio de jucătorii antrenați de Valistan. Degajarea portarului Dinu. Respinge acolo Oprea în out și acum Daniel Mihai va repune balonul de la margine. Un meci frumos până acum într-un ritm alert. Să vedem ce va fi de acum încolo. Tudorică, o fentă din corp, apoi o deschidere în lateral către Mihai Daniel. Reprimește Tudorică, probabil va schimba cu Nedel, cu Ștefan. Nu, mai aproape cu Ginga Sebastian, acum Sebi Ginga, capitanul echipei, cu privirea sus către Ștefan Nedelcu. Pasa lui Nedelcu către Borsoneanu, pasă din nou în spate către Ginga. Acum Tudorică, pase repetate la jucătorul la Metalul Buzău, care încearcă să depășească aceste momente mai dificile. A fost Borsoneanu, Ginga și acum din nou Nedelcu. Cu privirea sus Nedelcu încearcă o diagonală către Mihai Daniel. Balon respins foarte bine de defensiv adversă și o intervenție foarte bună. Acum au de la margine în favoarea formației din Râmnicu Sărat. Primește Danciu, un balon controlat destul de nevoios. Ceaușel schimbă cu Ioniță, acum portarul Toader încearcă o degajare pentru cei mai avansați jucători, Constantinescu și Socol. Să vedem acum Constantinescu dacă reușește ceva. Nu! Inexplicabil a pasat în față. Nu a fost niciun, nici pasă. Nu se știe încă ce a vrut să facă acolo jucătorul râmnician cu numărul 7. Nimeni nu a înțeles intenția acestuia. Angajarea acum în adâncime Marcu, dar nu reușește să prindă balonul care va fi repus de către gazde. Acum o talpă, lovitură liberă indirect în favoarea echipei Metalul Buzău. Este acolo Mihai Daniel care execută scurt în spate pentru Ginga, Nedelcu. Acum un nou Puiu, cu bine vrea sus, va încerca o centrală, într-adevăr centrează către Marcu. Acesta încearcă să-și facă loc, dar nu reușește. Și balonul este escortat de jucătorul cu numărul 20, Silvian Calută, în afara terenului. Același jucător va repune de la margine. Un fault acuzat acolo de antrenorul Valentin Stan, jocul însă continuă. Cum Ginga pasă înapoi către portarul propriu, către Dinu, din Oginga. Cu privirea sus pasă la colegul său de linie, Ștefan Nedelcu. Acesta urcă cu balonul la picior, Tudorică din prima.
către Manea, Alin, în duel cu Năstase, jucătorul Mihean al lui câștig de cauză, acum același Năstase. Încearcă o angajare în adâncime pentru un coechipier, pentru numărul 7, Mate Constantinescu, dar nereușită și Buzoieni aruncă de la margine prin Puiu. Suntem aproape de minutul 35 al partidei, în continuare Olimpia Râmnicu Sărat și Metalul Buzău se află la egalitate 0-0. Acum Puiu pasă în spate către Nedelcu, schimb pentru Ginga. Din nou schimb de pasă între Ginga și Nedelcu. Iarăși Ginga, Borsoneanu, pasă pe numărul 15, Nedelcu, din nou Borsoneanu, acum Mănăilă, angajarea lui Mănăilă pentru Daniel Mihai, însă acolo, sub privire lui Calotă, balonul iese în au de margine. Oprea degajează acum, apare la întâmplare, însă acolo este Socol Danciu pentru Matei Constantinescu, un duel cu Ștefan Nedelcu, dar fundașul Metalului Buzău reușește să respingă în aut. Aruncă Danciu acum aproape către Socol. Dribling frumos și nu este fault, arbitru a fost destul de aproape de fază. Acum în schimb este fault. Fault al lui Danciu asupra lui Marcu și cartonaș galben pentru jucătorul cu numărul 8 de la formația râmniceană. Acum din nou Nedelcu pasează către portarul Dinul. Intervine arbitrul, se aude fluierul acesteia. Acum Tudorică pasă în lateral pentru Nedelcu. Un fault în favoarea formației râmnicene. Este acolo Marius Ioniță, cel care va executa lovitura liberă. Acesta încearcă să-l angajeze pe Constantinescu. Danciu, Roman, doi dintre cei mai buni și mai constanți jucători ai râmnicenilor. Pasă foarte bună a lui Roman, în care însă acolo respinge elegant Ginga către numărul 70, Alin Manea. Angajarea acestuia pentru Marcu în lateral și au de margine, de la margine pentru formația Metalul Buzău, care câștigă câțiva metri, așa cum se spune la rugby. S-a executat Daniel Mihai către Ginga, acum Borsoneanu combină cu Tudorică, reprimește Borsoneanu, pasează către Nedelcu Ștefan, care trece centrul terenului cu privirea sus. Puiu va încerca probabil o centrare. Într-adevăr, bagă piciorul sub minge și balonul este respins de Oprea. Iar acum Năstase, în colțul terenului, este încolțit de doi adversari, reușește să se scape. Un călcâi foarte frumos către Arnăutu și acum Borsoneanu pentru Tudorică. Acesta nu se descurcă, însă Oprea pasează către un coechipier, către Marius Ioniță. Cum necum râmnicenii ies din această încercuire. Acum Tudorică a primit foarte bine de la Nedelcu și a deviat subtil. Marcu încearcă să-l angajeze pe Daniel Mihai. Din nou Marcu. Și iarăși Daniel Mihai pasă în spate către Ginga. Probabil balonul va ajunge la un moment dat și la Puiu. Acum însă este la Nedelcu Ștefan. Acum este la numărul 98, Sorin Mănăilă, Borsoneanu.
Din nou Mănăilă, balonul îl trebuiește pe la Marcu, iarăși Borsoneanu pasă pentru Puiu, așa cum spuneam, balonul a ajuns și la el. Pe partea dreaptă, destul de liber, acesta driblează spre interior, pasează. Balonul ajunge la Borsoneanu. Foarte bună pasă pentru Manea, care îl angajează pe Sergiu Arnăutu, șut al acestei din unghi și portarul Toader reușește să respingă. O paradă bună și pentru Costel Toader, spuneam și el, alături de Dinu Iulian din partea cealaltă, unul dintre cei mai buni jucători portare acestui campionat. Corner de pe partea stângă în direcția de atac a formației buzoiene. Se îndreaptă acolo Claudiu Borsoneanu către centrul teren, către colțul terenului, el va executa. Nu, se pare că vine Marcu, cel care va executa. Borsoneanu este la colț la scurt pentru schemă. Să vedem dacă va fi o schemă sau o centrare direct în careu. O schemă, într-adevăr, o pasă scurtă. Borsoneanu acum reprimește de la Tudorică. Din nou Borsoneanu. Foarte bine Danciu. Nedelcu pentru Manea. Nu este opsa centrare în fața porții și Ginga nu reușește să lovească așa cum trebuie balonul. Acum Tudorică în careu. Pasă înapoi către Arnăutu. Borsoneanu pentru Manea. Manea preia foarte bine. Centrează. O lovitură de cap și o intervenție foarte bună a lui Marius Ioniță, iar acum Năstase, să vedem ce va reuși să facă. Pasează scurt către Ignat, care încearcă să-l retrimită, dar balonul este respins în aut. O fază de atac destul de reușită a celor de la Metalul Buzău, însă nefinalizată, cu gol pe fără efect și fără impact pe tabela de marcaj. Rămâne așadar 0-0, acum când am intrat în ultimele 5 minute ale primei reprize. Acum Roman, Puiu. Foarte bine Puiu pentru Sorin Mănăilă, din nou Puiu. Acuză un fault, însă arbitrul lasă jocul să continue. Repunere din colțul careului de 6 metri pentru formația din Râmnicu Sărat. Degajarea lui Costel Toader. Bine respinge acolo Sorin Mănăilă și acum Năstase. Angajare pentru Matei Constantinescu, un duel cu Ștefan Nedelcu. Acum pasă pentru numărul 88. Năstase, care centrează șut paralel cu partea lui Matei Constantinescu. Lumea aplaudă totuși, este mulțumită de evoluția Olimpiei în această primă repriză. Au fost câteva situații favorabile de gol pentru formația gazdă, însă a lipsit tocmai golul, ingredientul cel mai important dintr-un meci. Respinge acum Dragoș Ceaușel, este acolo un duel între Daniel Mihai și Matei Constantinescu și balonul iese în aut de margine de poartă. Vor repune jucătorii buzoieni. Face semn Puiu acolo către portarul Dinu, acesta cred că îl vede. Între timp Puiu s-a răzgândit, îl îndeamnă pe Dinu să pazeze cu Nedelcu și Ștefan. Cei doi jucători vin către centrul terenului, iar Dinu degajează. Nici către unul, nici către celălalt, ci către Arnăutu. Bine devansat acolo de capitanul Dragoș Ceaușel. Out de margine pentru formația din Râmnicu Sărat, una dintre ultimele faze ale reprizei. Danciu. Acum din nou minge ridicată către numărul 88. Năstase, centrare, balonul respins. Șut al lui Andrei Ignat pe lângă poartă, o nouă ocazie mare de gol pentru anfitrionii de la Râmnicu Sărat. Într-adevăr, din nou mare ocazie de gol pentru formația râmniceană, care conduce la acest capitol, cel al fazelor clare de gol.
Suntem pe final de repriză, așadar, aici la Râmnicu Sărat. Este 0-0, acum am intrat în minutul 45. Un semiluft al portarului de la Buzău, al portarului Dinu, și acum un fault al unui jucător de la Râmnicu Sărat. Jocul întrerupt, Puiu este cel care a suferit această intervenție. Cei doi jucători își dau mâna fără probleme. Matei Constantinescu și Florentin Puiu se împacă, nu este niciun fel de problemă. Suntem așadar pe final de repriză, o primă repriză destul de agreabilă, în care cele două echipe au creat câteva faze frumoase, dar nu au reușit să finalizeze niciuna cu gol. Așadar, la pauză, Olimpia Râmnicu Sărat, Metalul Buzău, 0-0, și aplauze răzlețe în tribunele stadionului din Râmnicu Sărat. Viitorul tinerilor trebuie să ne preocupăm împreună. Legat de mașini, doar noi vă putem ajuta. Autorola. Refolosește și natura vă mulțumește. Atunci când ai propria ta grădină, mai mică sau mai mare, poți să cultivi propriile legume, inclusiv ecologic, pomi fructiferi și ierburi aromatice. Hectarul.ro te ajută cu fertilizanți și tratamente de ultimă generație, unelte și echipamente inclusiv pentru sere și solari. Ai pachete complete pentru culturile tale, sfaturi, oferte speciale și discounturi săptămânale. Hectarul.ro. Hectar după hectar. Așa facem România. Acum vei vedea în toate o nouă calitate. Optimed a reamenajat și redeschide pentru tine pe strada Ostrovului în centru. O nouă imagine, un nou stil de prezentare, o nouă calitate la Optimed. Dacă ți la ochii tăi, Optimed, Optimed, va avea grijă de ei. Optimed, Optimed. Optimed, să ne vedem cu bine. Optimed Cardiologie, inima ta e pe primul loc. Avem dotări tehnice de ultimă generație, amenajări elegante, dar mai presus de toate o echipă de specialiști. Clinica Optimed, Bulevardul Stadionului, Complex Comercial Micro 14, telefon 0238 710475.
de viitorul tinerilor trebuie să ne preocupăm împreună. Legat de mașini, doar noi vă putem ajuta. Autorola. Refolosește și natura vă mulțumește. Atunci când ai propria ta grădină, mai mică sau mai mare, poți să cultivi propriile legume, inclusiv ecologic, pomi fructiferi și ierburi aromatice. Hectarul.ro te ajută cu fertilizanți și tratamente de ultimă generație, unelte și echipamente inclusiv pentru sere și solari. Ai pachete complete pentru culturile tale, sfaturi, oferte speciale și discounturi săptămânale. Hectarul.ro. Hectar după hectar. Așa facem România. Acum vei vedea în toate o nouă calitate. Optimed a reamenajat și redeschide pentru tine pe strada Ostrovului în centru. O nouă imagine, un nou stil de prezentare, o nouă calitate la Optimed. Dacă ți la ochii tăi, Optimed, Optimed, va avea grijă de ei. Optimed, Optimed. Optimed, să ne vedem cu bine. Optimed Cardiologie, inima ta e pe primul loc. Avem dotări tehnice de ultimă generație, amenajări elegante, dar mai presus de toate o echipă de specialiști. Clinica Optimed, Bulevardul Stadionului, Complex Comercial Micro 14, telefon 0238-710475. Pentru inima ta. Viitorul tinerilor trebuie să ne preocupăm împreună. Legat de mașini, doar noi vă putem ajuta. Autorola. Refolosește și natura vă mulțumește.
Atunci când ai propria ta grădină, mai mică sau mai mare, poți să cultivi propriile legume, inclusiv ecologic, pomi fructiferi și ierburi aromatice. Hectarul.ro te ajută cu fertilizanți și tratamente de ultimă generație, unelte și echipamente inclusiv pentru sere și solari. Ai pachete complete pentru culturile tale, sfaturi, oferte speciale și discounturi săptămânale. Hectarul.ro. Hectar după hectar. Așa facem România. Acum vei vedea în toate o nouă calitate. Optimed a reamenajat și redeschide pentru tine pe strada Ostrovului în centru. O nouă imagine, un nou stil de prezentare, o nouă calitate la Optimed. Dacă ți la ochii tăi, Optimed, Optimed, va avea grijă de ei. Optimed, Optimed. Optimed, să ne vedem cu bine. Optimed Cardiologie, inima ta e pe primul loc. Avem dotări tehnice de ultimă generație, amenajări elegante, dar mai presus de toate o echipă de specialiști. Clinica Optimed, Bulevardul Stadionului, Complex Comercial Micro 14, telefon 0238-710475. Pentru inima ta în orice clipă, Optimed, Optimed, e cea mai inimoasă echipă, Optimed, Optimed. Din inimă pentru inima ta. Așadar revenim cu cea de-a doua repriză a meciului dintre Olimpia Râmnicu Sărat și Metalul Buzău. La pauză, un 0-0 destul de disputat. Au fost ocazii de ambele părți. Și în acest moment Matei Constantinescu reușește să dea startul cei de-a doua repriză. Acum Danciu pasă pentru Oprea. Din nou Danciu. Angajare în adâncime pentru Matei Constantinescu, însă este devansat de Sebastian Ghinga.
Să vedem acum Borzoneanu. Acesta înalță balonul către Arnăutu, dar cei doi jucători de la Metalul Buzău nu se înțeleg și astfel se mai irosește o tentativă ofensivă a formației din Buzău. Acum Oprea, Socol, Manea, dar intervenție foarte bună a lui Oprea. Acum un duel între mai mulți jucători, este acolo un duel cu Dorică, cu Danciu, câștigă jucătorul Nichean acum, din nou Danciu. Pasă pentru numărul 11, Socol. Acum Tudorică, cu privirea sus, ca un coechipier, este acolo, dar este în offside deja Arnăutu. Pasă foarte bună pentru Daniel Mihai. Acesta demarează pe partea stângă, se oprește, pasează înapoi către Borzoneanu. Tudorică în centrul terenului, chiar în cercul de la centrul terenului, cu privirea sus. Probabil va urma o angajare, nu, pasă către Nedel cu Ștefan. Acesta înapoi către Sebi Ginga. Capitanul formației buzoiene pasează din nou la Ștefan Nedelcu. Pasă în spate către portarul Dinu. Acesta degajează puternic. Era acolo Arnăutu, era acolo și Mănăilă. Centrale acum în careul Râmnician și portarul Toader reține fără probleme. Își strigă cu echipierii, urmează o degajare lungă, într-adevăr iese la marginea terenului cu balonul în brațe și degajează puternic către numărul 11, Socol, dar acesta este bine demasat. Acum Tudorică primește de la Mihai Daniel, Tudorică cu privirea sus combină foarte frumos în viteză cu Arnăutu Sergiu, din nou Tudorică pe partea dreaptă, va urma probabil o centrare, într-adevăr centrare acum și Marius Ioniță respinge în corner, corner pentru formația Metalul Buzău, este primul corner al repriziei secunde în direcția de atac. În dreapta, în direcția de atac a formației Metalul Buzău, este acolo Alin Manea, jucătorul cu numărul 70, cel care va executa. Din nou apare foarte aproape de el Borzoneanu, să vedem, da, iarăși aceeași fază, Manea în careu. Din nou Manea în careu. Rămâne la balon acest jucător, care spuneam și în alte transmisiuni, parcă are născut de când s-a întors de la SCM Gloria Buzău. Nedelcu foarte bine păstrează balonul și corner. Corner, ultima dată balonul a fost atins de către mijlocașul Bogdan Danciu, căruia nu prea îi vine să creadă ceea ce s-a întâmplat, nu prea este de acord cu această decizie. Este însă corner și Borzoneanu pleacă din nou în apropierea colțului, unde este și Mănăilă, cel care va executa. Am intrat deja în minutul 48 și am avut deja două cornere în cea de-a doua repriză. Va fi o centrare probabil a lui Mănăilă. Mișcări de trupe în careul Râmnicea. Mănăilă centrează foarte bine, rea acolo Arnăutu și apoi jutează. Balonul este deviat și din nou corner pentru Metalul Buzău de pe partea stângă. Început mai bun de repriză al Metalului Buzău. Elevii lui Valistan presează parcă mai mult. Să vedem acum ce se va întâmpla. Mănăilă cu privirea sus va centra. Sunt acolo Manea, Ginga, Arnăutu și Nedelcu. Și balonul este oprit. O infracțiune comisă de către capitanul Sebastian Ginga și balonul revine jucătorilor râmnicieni. Portarul celor de la Râmnicu Sărat se pregătește să execute. Acum nu, a fost doar o fentă. Tudorică este acolo și îl acuză pe Toader că trage timp. Acum degajează Toader, dar balonul este respins fără probleme de numărul 15, Nedel cu Ștefan. Să vedem acum Sebastian Ginga înaltă și el zmeul. Marcu și Danciu sunt în Bogdan, în duel. Bogdan câștigă, dar trimite imprecis către Socol și balonul revine formației buzăiene. Iată la cum pe Ignat, care încearcă o angajare pentru Socol, însă nereușită. Tudorică încearcă o pasă printre, dar acolo este numărul 20, Calotă. Acum Danciu, Ceaușel și balonul ajunge la portarul Toader.
degajarea portarului Toader. Îl păcălește acolo Năstase pe numărul 80 Borzoneanu și acum offside. Offside, un jucător al formației râmnicene s-a aflat în offside și Sebastian Ghinga este cel care va relua jocul. Ba nu, lasă pe portarul Dinu. Își aplaudă coechipierii capitanul Ghinga, semn că aceștia au respectat indicații tactice și au ieșit foarte bine la offside. Acum o degajare lungă a portarului Dinu către Marcu, care încearcă o deviere către Mihai Daniel. Intervine acolo și Oprea. Și din nou Oprea trimite în afara terenului. Aplauze din nou în tribunele stadionului din Mitu Sărat. Lumea este mulțumită cu prestația Olimpiei de până acum. Vă reamintesc, în prima ocazie, repriza au existat și 3-4 ocazii mari de gol ale Olimpiei, inclusiv o bară din lovitură liberă semnată de Roman. Să vedem acum. Foarte bine respinge Ceaușel din fața lui Mane Alin și cu ajutorul lui Danciu, care este acum la balon. Pericolul este îndepărtat. Acum Năstase. Să-l vedem pe Puiu. Foarte bine pasează înapoi către numărul 15 Nedelcu. Acum din nou Puiu este angajat de un coechipier. Este vorba de Sorin Mănăilă și balonul este în afara terenului de joc. Năstase și Oprea combină până la un punct bine. Acum pasă către Tudorică. Marcu în poziție de șut, șut peste poartă. A fost o fază care a plecat la insistența lui Sergiu Arnăutu, experimentatul jucător de atac al formației Metalul Buzău, care a evoluat și în prima ligă și în a doua. Dar balonul s-a soldat fără prea mare pericol pentru poarta apărată de Cosel Toader, care și el a îmbrăcat la un anumit moment tricoul de joc al Metalului. Și nu de mult s-a întâmplat treaba asta. Nu de mult Cosel Toader a apărat pentru formația care își desfășoară jocurile pe terenul sintetic Metalul. Acum Marius Ioniță va pasa probabil pentru Ceaușel. Nu, îl întoarce pe Sergiu Arnăutu și îl găsește foarte bine pe Socol, care însă înalță balonul inexplicabil. Acum Danciu pentru Năstase. Nu reușește această fază. Acum Arnăutu în duel cu Danciu. Un duel foarte interesant între cei doi jucători. Doi jucători cu gabarit, doi jucători de calitate. În cele din urmă, balonul este respins de către Sergiu Arnăutu și echipa râmniceană va repune de la marginea terenului. Acum Oprea. Angajare pentru Matei Constantinescu, un duel cu numărul 15. Ștefan Nedelcu acuză un fault râmnicenii, arbitrul nu acordă așa ceva și acum nu joacă balonul acolo Sergiu Arnăutu, era în propoziție, sunt declarat de offside și acum Alin Manea îl faultează pe Marius Ioniță. Lovitură liberă din propriul careu pentru din propriul teren pentru formația Nirmicu Sărat, care se află egalitate cu Metalul Buzău, minutul 54, 0-0. Foarte bine respinge acolo Sebastian Ghinga către Puiu, acesta pleacă cu balonul la picior, combină cu Mănăilă. Acesta driblează elegant, pasează din nou pentru Puiu, care alunecă și totuși se redresează la timp. Foarte energic pe marginea terenului, antrenorul Valistan are o dispută cu arbitrul de tușă de pe partea sa. Între timp în teren, acum Roman aruncă balonul în adâncime pentru Ghinga. Pasă pentru Mănăilă, care încearcă să sară peste adversar, dar nu reușește și avem aud de la margine pentru formația Olimpia Râmnicu Sărat.
Ignat Ginga. Ceaușel pasează bine către portarul Toader, acesta către Oprea. Oprea driblează spre interior, nu știu, destul de riscant. Reprimește de la Danciu și acum balonul ajunge în sfârșit la Mănăilă. Acesta demarează și este agățat de gât de către un adversar, de către Marius Ioniță. Galben, cartonaș galben pentru Marius Ioniță, jucătorul cu numărul 6, Longhirin, fundat central al formației din Râmnicu Sărat. Și o să avem o lovitură liberă pentru Metalul Buzău. Urcă acolo în alții Arnăutu, Nedelcu și Ginga. Este și Manea. De asemenea, Borțoneanu și Marcu la marginea careului. De partea cealaltă, Ceaușel, Danciu, Roman sau Marius Ioniță se află și în careu. Să vedem, l-a executat Tudorică. Acesta își face pas și se aude fluierul. Centrarea lui Tudorică și reluare cu capul din careul lui Sergi Arnăutu peste poartă. Nici această fază desfășurată în minutul 56 nu a adus deschiderea de scor. Iar acum portarul Costel Toader va degaja. Degajare până dincolo de centrul terenului. Acum Puiu pasă pentru Nedelcu Ștefanu mai departe către portarul Dinu Iulian. Degajarea acestuia foarte puternică către Arnăutu. Bine deviază acesta spre Manea, însă jucătorul de la Metalul nu ajunge. Acum Ginga, Nedelcu, Puiu. Foarte activ Puiu în prima repriză și a dorit mult acest jucător. Acum Ginga. Pasă bună pentru Tudorică, acesta îmblânzește balonul pentru Arnăutu. Arnăutu cu fața la poartă. Încearcă o pasă pentru Marcu, însă se complică și balonul ajunge la portarul Costel Toader. Danciu. Bogdan Danciu reușește între ghilimele să trimită o pasă direct în aut, însă este aplaudat pentru efortul său, își recunoaște și greșeala. În același timp își pune echipa pe situație dificilă cu Manea. Puiu încearcă un șut, însă era total dezechilibrat. Să vedem acum. Fault al lui Ștefan Nedelcu asupra lui Constantinescu. Antrenorul Târâlă de la Râmnicu Sărat cere un cartonaș galben, iar arbitrul nu este de acord cu modul în care râmnicenii au executat rapid și întorc faza. Între timp Matei Constantinescu rămâne la pământ, este ajutat acum de Sorin Mănăilă să se ridice. Lovitură liberă, puțin din interiorul terenului formației Metalul. Este acolo Ioniță Marius. Ceaușel. Să vedem acum foarte bună devierea numărului 20, Calotă. Mai ofensiv decât în prima parte, cel puțin aceasta este impresia mea. Socol, Oprea, din nou Danciu, Oprea, Danciu, Oprea. Acum Ioniță Marius. Pasă din prima către Năstase. Ignat încearcă acolo către Roman cu călcâiul, însă nu reușește și jucătorii de la Metalul Buzău reușesc să respingă în afara terenului. Între timp jocul este oprit, arbitrul atrage atenția rezervelor de la Metalul Buzău că se încălzesc prea aproape de linia de fund. Antrenorul secund, Mircea Ștefan, este cel care adună copetele și le mută puțin mai departe. Jocul continuă acum, Metalul Buzău aruncă de la marginea terenului.
vedem acum, nu încercarea rămnicienilor de atac, dar faza se soldează cu un fault în atac. Fault pentru Metalul Buzău, execută rapid Nedelcu către Tudorică. Acesta cu privirea sus probabil că va pasa pentru Matei Daniel, nu pentru Marcu. Acesta scoate balonul între patru adversari. Din nou Tudorică, Ghinga, Borsoneanu, Marcu, acum Sorin Mănăilă, din nou Ghinga. Își fixează adversarul cumva jucător la Metalul Buzău, dar Ghinga greșește o pasă, apare simplă și apoi îl faultează pe Matei Constantinescu. Faul fără dubii pentru Olimpia Râmnicu Sărat. Iar Bogdan Danciu va fi cel care va executa. Își potrivește balonul. Angajarea lui Bogdan Danciu pentru tânărul Ignat, acesta în duel cu Nedelcu. Ignat încearcă o pasă înapoi, dar nereușită. Va fi însă out tot pentru formația din Râmnicu Sărat. Este acolo numărul 20, Silvian Calotă. Acesta aruncă către Ignat. Balonul este respins, Tudorică, Marcu, Oprea. Și acum contraatac pentru Metalul Buzău. Pasă foarte elegant a lui Tudorică pentru Borsoneanu și să vedem Mane Alin în duel cu capitanul Ceaușelu, îl driblează, dar acolo agață foarte bine balonul Bogdan Danciu în aplauzele propriilor suporteri. În duel Danciu cu numărul 99, Sorin Mănăilă, și au de la margine pentru formația Olimpia Râmnicu Sărat, 1-62. Aplauze generoase pentru efortul făcut de Bogdan Danciu, unul, spuneam, dintre ultimele produse cu adevărat valoroase ale fotbalului juvenil buzoian. Format la liceu cu program sportiv Buzău, la un moment dat Bogdan Danciu, jucătorul cu numărul 8 de la Olimpia Râmnicu Sărat, a fost și capitanul național României Under 15. Între timp a mai trecut pe la echipe precum Gloria Buzău, Dunărea Călăraș, CS Tunari și în sfârșit a ajuns aici, unde pare aș fi găsit o echipă pe măsură, la CSM Râmnicu Sărat, care la fel ca și Metalul Buzău poate fi considerată o familie. Între timp Arnăutu pentru Tudorică. Acesta deviază cu capul în spate către Sorin Mănăilă. Puiul pleacă la învăluire. Primește acum. Driblează spre înapoi Borsoneanu. Numărul 10 acum, Tudorică, din nou Borsoneanu. Pasă către același Tudorică. Iarăși Borsoneanu. Schimbă cu coichierul sau Tudorică. Între timp intervine în sistemul de pase și capitanul Ghinga. Nedelcu pentru Tudorică, acesta trece cu balonul în centrul terenului, cu privirea sus, caută un coechipier, pasează pentru Sebastian Ghinga, destul de riscant. Capitanul Metalului înalță zmeu, cum se spune, către Năutu. Șut! Un șut foarte frumos al numărului 98, Sorin Mănăilă, dar portarul Costel Toader de la Râmnicu Sărat a fost atent și a reținut în doi timp. Între timp avem doi accidentați pe teren, Marius Ioniță, cel care s-a resimțit și prima repriză, și portarul Costel Toader. Intervine echipa medicală a formației râmnicene, să vedem unde va merge prima dată, probabil că la Marius Ioniță, da, așa se întâmplă. Salut, salut. Tempoiere, da. În același timp să nu uităm că Buzăul mai are o reprezentantă la Liga 3, aceasta însă evoluează în play-out, este vorba de Voința Limpeziș, care va evolua mâine pe propriul teren în fața Viitorului Ianca. Meciul va avea loc la Limpeziș de la ora 17. Între timp jocul se pare că va fi reluat, Marius Ioniță alergă ușor spre marginea terenului, va reintra fără probleme, la fel se întâmplă și cu Costel Toader, care nici măcar nu a ieșit. Și iată-l pe Marius Ioniță reluându-și locul în defensiva formației din Râmnicu Sărat. Degajare puternică a lui Costel Toader.
O degajare bună a lui Ignat, însă un coechipier nu este chiar pe fază. Să vedem acum numărul 80. Și 8, Năstase, lasă balonul să iasă în afara terenului și același jucător va repune de la margine pentru formația din Râmnicu Sărat. Fault. Fault acolo al lui Nedelcu asupra lui Matei Constantinescu. A fost un duel care s-a tot repetat în acest joc și de cele mai multe ori fundașul, înaltul fundaș central buzoian de la Metalul a faultat. De data aceasta un nou fault în lateral. Vine acolo și Năstase. Este acolo și Calotă, să vedem cine va executa. În care au apărut Danciu, Ceaușel, Matei Constantinescu, Marius Ioniță și numărul 11, Mădălin Socol. Este acolo și Andrei Ignat în apropierea careului. Să vedem ce se va întâmpla. Năstase, se pare că va arunca balonul în careu. Nu! O centrare! Și portarul Dinu reușește să rezolve și această situație și este faultat. Și cartonaș galben. Cartonaș galben pentru Marius Ioniță. Portarul buzoian de la Metalul a fost împiedicat să repună rapid. Și avem parte de un nou cartonaș galben acum când am intrat în minutul 66. Olimpia Râmnicu Sărat și Metalul Buzău se află la egalitate 0-0. Degajarea portarului Dinu către Marcu, însă balonul iese în afara terenului. Acum Mihai Daniel pasează în spate către capitanul său, să spunem așa, Ghinga Sebastian, acesta pasează în lateral către colegul de linie, Ștefan Nedelcu, Borsoneanu, Mănăilă, acum Marcu, în poziție foarte bună, Marcu sare peste balon, Sorin Mănăilă pentru Daniel Mihai, însă Hands pentru formația pentru formația Râmnicu Sărat și avem o schimbare. Intră numărul 11 Adrian Moldovan în formația Metalul Buzău și iese numărul 70 Alin Manea. Așadar, foarte proaspete în atacul formației Metalul Buzău. Să vedem acum ce se va mai întâmpla. Intrăm în minutul 70, cât de curând. Degajarea portarului Costel Toader și Calotă este cel care îndepărtează balonul. Nu a reușit evident să-l păstreze în joc, avea și o poziție incomodă. Acum Tudorică driblează acolo pe Roman, pe Calotă și pe Oprea. Foarte determinat tânărul Daniel Oprea. Fost jucător și el în trecut, într-un trecut nu prea îndepărtat la SCM Gloria Buzău.
un fault acum, un fault destul de dur acuzat de unul dintre jucători. Este vorba de Oprea. Un cot acuză cei de la Râmnicu Sărat. Apar acolo jucători precum Tudorică și Arnăutu. Tudorică pare a fi cel care a lovit cei doi jucători. Pare a avea o dispută acolo. Între timp lucrurile se liniștesc. Era acolo și nou intratul Adrian Moldovan, de asemenea Sergi Arnăutu. Cert este că este lovitură liberă pentru formația din Râmnicu Sărat. Dragoș Ceaușel este acolo cel care se pregătește să repună balonul în joc. Acesta își ia avânt, privește în adâncime, va arunca balonul, așa face. Acum Marcu pentru Tudorică. Încearcă Sergi Arnăutu acolo ceva, dar nereușit. Calot pentru Danciu, acum Ceaușel, din nou Danciu cu balonul la picior. Pasă în adâncime pentru Socol, este acolo și Matei Constantinescu, dar și Sebastian Ghinga, care este faultat de atacantul râmnician. Acum din nou pleacă la atac formația Metalul Buzău prin Puiu. Florentin pasă pentru Ștefan Nedelcu. Acesta cu privirea sus pasează însă înapoi către Dinu. Acesta se aranjează pașii și degajează lung. Este acolo Sergi Arnăutu, dar nu reușește să îl devanseze pe înaltul Marius Ioniță. Puțină luciditate în jocul celor două echipe. Balonul trece repede la o echipă la cealaltă, iar acum Marius Ioniță reușește să trimită naud din fața atacantului Adrian Moldovan. Acum același Tudorică, destul de activ și el, însă nu reușește să păstreze controlul balonului, nici Roman de partea cealaltă nu reușește. Acum portarul Dinu primește o pasă de la Ginga Sebastian, capitanul echipei, din nou Dinu, Nedelcu. Un lung de linie încercat către Tudorică, dar acolo se opune foarte bine Năstase. A fost acolo și Oprea, acum Marcu, foarte bine cu capul pentru coechipierul său Daniel Mihai, din nou Marcu. Acesta driblează foarte frumos, pasează în spate către Claudiu Borțoneanu. Tudorică, din nou Borțoneanu, dar balonul nu rămâne în favoarea formației sale. Și acum Ghinga, din nou în spate pentru portarul Dinu. Este acolo Nedelcu. Acum Oprea. Pasă în adâncime pentru numărul 7, Matei Constantinescu, care a făcut risipă de efort mare în acest joc, în duel cu Tudorică. Centrarea lui Constantinescu, este acolo Ghinga care respinge. Și out, out pentru formația râmniceană. Out este acolo Calotă. Acesta aruncă pentru Roman. Pasă pentru Oprea. Greșeala lui Oprea, care a încercat să trimită aproape către Bogdan Danciu, dar a trimis imprecis. Borțoneanu pentru Puiu. Mănăilă, din nou Borțoneanu. Și out pentru formația din Râmnicu Sărat. Din nou nemulțumit antrenorul Valentin Stan, în timp ce Matei Constantinescu se prăbușește la pământ, jocul este întrerupt. Moment în care intrăm în minutul 75. Așadar, ultimul sfert de oră acestei dispute dintre primele două clasate în ierarhia play-off-ului seriei a doua din Liga 3-a. Spuneam, minutul 75, Olimpia, Râmnicu Sărat 0, Metalul Buzău 0. La un meci la care ocaziile de gol nu au lipsit, ritmul a fost unul bun, jocul a fost disputat și în general cu mult fair play, chiar dacă acum Andrei Ignat acuză o intervenție urâtă asupra sa. Destul de agitat acolo și antrenorul Marius Târâlă.
S-a întâmplat acolo ceva la centrul terenului cu puiul, acesta este pe margine. Ne îndreptăm ușor, ușor către finalul de joc. Suntem în minutul 76 și din nou un jucător de la Râmnicu Sărat acuză o accidentare. Este vorba de Andrei Ignat, cel care ar fi suferit chiar adineauri o intervenție neregulamentară. Între timp și puiul se pare că își va reveni. Deocamdată a îngenunchiat acolo la marginea terenului. Suntem în minutul 77, încep să cedeze și resursele fizice ale jucătorilor implicați în teren. În curând se va relua jocul după ce se vor rezolva situațiile cu accidentările celor doi jucători. Vă reamintesc, Florentin Puiu de la Metalul și Andrei Ignat de la Râmnicu Sărat au acuzat accidentări. Râmnicianul s-a ridicat. Puiu de la Metalul a rămas întins în afara terenului. Era acum arbitrul jocului. Reluarea partidei. Este acolo Ginga cu balonul la picior, combină cu Borțoneanu. A intervenit surprinzător Andrei Ignat, nevăzut de nimeni de pe intrat în teren, dar nu a putut face mai mult. Și acum Ginga pasă pentru Nedelcu Tudorică. Mănăilă, din nou Nedelcu. Pasă înapoi pentru portarul Dinu, care va degaja, degajează puternic acesta până în apropierea cerului terenului. Tudorică, foarte bine, cu capul. O intrare mai aspră a unui jucător de la Metalul, însă fără urmări. Din nou se înalță Zmeul. Danciu, foarte bine a pasat din prima către Roman. Acum calotă înapoi către capitanul Zago Șaușel. Pasă pentru Oprea. Angajarea în adâncimea lui Oprea, însă acolo este foarte bine. Este portarul Dinu, cred că ar fi putut prinde lejer balonul, dar nu a avut săriște. A preferat să respingă cu capul și era cât pe ce să o comită portarul Buzoian. Între timp scorul a devenit 0-0. Este minutul 78. Nu se acordă faul la această fază. Marcu Borțoneanu încercare pentru moldovan. A fost o încercare a jucătorului cu numărul 28 Arnautu și un efort foarte frumos al jucătorului Năstase, care trimite balonul au de margine. Între timp, Puiu a rămas pe margine și acuză o accidentare. Se pare că acesta va fi schimbat de către Marius Cocârlă. Mai sunt acolo și Dan Stan. Și încă un coechipier. Acum să vedem, pasă pentru numărul 10 Tudorică în duel cu Ioniță. Apare și Oprea acolo. Din nou duelul dintre Tudorică și Oprea și faul pentru Râmnicu Sărat. Nu, arbitru nu acordă faul, ci doar aruncare de la margine. Este certat atacantul Marius Tudorică de către antrenorul Valistan. Acesta nu este tocmai mulțumit de modul în care rezolvă fazele de carul formației sale. În tribune remarcăm și prezența a multor personalități, să le spunem așa, din sportul buzoian în tribune. Avem delegatul, antrenorul principal și antrenorul secund al Gloriei Buzău, care mâine va evolua pe teren propriu într-un meci foarte important cu Unirea Dej.
avem președintele Asociației Județene de Fotbal, profesor de liceu, program sportiv și directorul acestui liceu. Fost jucători, am văzut acolo pe Pufi Stoian, pe Dan Paveliuc. Apropiația celor două cluburi. A fost o atmosferă foarte frumoasă de la Mâncu Sărat. Iată la cum pe... Vrei să pleci? Știi care e chestia? Se aglomerează rău de tot când am plecat de aici. Adică o să fie nasol să ieșim și de aia. Vreau să plecăm și noi cu 50 minute mai devreme. Acum e de fapt. Se aglomerează rău. Ieșim nașpa de tot și deja ne așteaptă noi care au venit. Ce fac ăștia? Merge. Partidei. Merge. Suntem așadar în ultimele 10 minute ale partidei. Thank you.
Thank you.
Yeah.